prima zi în aprilie am cântat în viață la vârsta de 85 de ani, cel care a fost Petre Ivănescu, fosta mare glorie, sportiv și antrenor. A jucat la Dinamo până în anul 1967, după care a plecat în Republica Federală Germania. M-a ales greu de galat, atât în țară cât și în străinătate. A câștigat cu Dinamo 13 titluri naționale. Cupa Campionilor Europeni în 1965, Campionatul Mondial în România în 1968 și 1964. În Germania a fost un titlu campion. A antrenat atât echipa națională a României, cât și a Germaniei. Drum din către astea, Petre Ivănescu. Momentan, cum spuneam, ne aflăm într-un meci din Liga Zimbrilor. O aruncare acum și 1-0, deschidere de scor. Sunt tot felul de tratative pe diversi jucători. Vedem aici și 2-0, Clujul începe bine acest meci. Și șansă pentru Cluj să ia un avans considerabil, dar scoate aici și are o aruncare peste. Apoi are vizita, primește vizita celor de la și gol de această dată Caravice. Da, ziceam că apoi în penultima etapă, ultimul meci pe teren propriu, Vazuiul va juca acasă cu CSM București. Vedem aici și din nou la șansă pentru Vazuie de a egala. Era soare liber acolo cu Pănici. O aruncare superbă. Prepasiv. Pasa lui Iacătrine se moale și recuperează Clujul. Și din nou Petrila. A dat 3-3 în minutul 6:30 de secunde. Încă Vazuiul încă nu a avut conducere pe tabelă. O aruncare foarte bună acum și gol. O asistență numeroasă. Recuperare acum pentru clujeni. Vedem pasă bună și o aruncare bună, dar din nou Petrila. Prin reorganizare a ajuns în prima ligă. Iar Petrila pasă pe pivot. Ajunge mingea de extremă aici. Și Petrila! Incredibil! Rămâne cu Pănici în Inter dreapta. Vede Maxim aici. Trece Maxim și gol pentru Caramișe. În Liga a doua. Aici ne aflăm în prima ligă, Liga Zimbrilor. O aruncare foarte bună acum și gol pentru clujeni. Da, probabil așa e Dado, nu știu sigur. Am auzit și eu că ar fi ceva discuții. Vedem aici Catrinei și gol la Catrinei. Pasă bună cu Pănici și scoate portarul Clujului această aruncare. Rămâne diferența de două goluri. O aruncare superbă și gol aici. Șansă pentru Cluj, prinde acolo mingea și aruncă foarte frumos de fratele lui Petrila. La Catrine e aici, Pănici și ce gol! O aruncare frumoasă aici care îl... Mingea la Catrine, acum aruncarea mea Catrine. Trec pe portar care revine rapid și Clujul revine la avantaj de acum 2 ani. La Catrinei pasă în extremă, Dragon se înalță și reușește să trimită în poartă. Călin Bosu și gol cu Pănici acum. Un pic mai dur jocul în aceste momente. Pănici, ce aruncare! Aici acum, aruncare de la Solt. Vedem acum acest atac de la Mihaiță, care reușește să găsească colțul acolo. Vedem acum, recuperează Clujul și are o nouă șase din nou, Petrila! Vedem aici Catrine și Cora Catrine. Prepasiv.
înalță fost o aruncă, dar nu aleși. A pregătit la aruncă pentru Dragon. Dragon și gol, Dragon. Pasă prin margine la Popa, care găsește. Vedem acum, prepasiv, Bosu aruncă și gol superb marcat de Bosu. Și găsește Carali. Vedem aici Minăiesei, Catrinei, Cupăniște, înalță și gol. 9-5 goluri, avans, acum pasă pe pivot acolo, recuperează Vasulieni. Dragon, excelent, Dragon și gol, super! Ca Timișoara să câștige cele 3 meciuri rămase și Vasulieni să le pierdă pe toate. Aruncarea acolo, Petrila recuperează. Din nou Petrila. Aruncarea acolo, bară, mingea sare la Popa care marchează. 25. Focșaniu se duce cu 22-17. Iese aici, aruncarea Iese și gol! După acest start foarte bun de meci. Aruncarea acolo și intră mingea din nou. A Catrinei, gol superb a Catrinei! Antrenorul Clujului este cunoscutul fost handbalist Marius Dragostitu. De Gabriel Cumpănici la senior și de Răzvan Chiracu la senior. Ba, ce aeriană! Da, spunează Petrila că apără niște faze incredibile, mai ales pe aceste atacuri 1-1. Popa aici găsește golțuri. Da, chiar cu locul 7, două poziții. Bună, superba, Catrine! Și gol pentru Cluj acum, deși clujenii se joacă pe contre. Și ce aruncare aici, direct în vincul. Același sărbuț Ramba scrie pentru echipa voastră. Cred că Ramba este 26-18. 26-18 pentru Vaslui și a dat o diferență consistentă pentru Vaslui. Scapă cu mingea, dar se dă posesie pentru Vaslui acum. Nu știu ce am... Da, Ionuț Ramba, cel care a marcat acel gol mult de mai devreme. Cel la extremă și gol pentru clujeni acum. Așa se întâmplă când echipa se distanțează, publicul nu mai simte nevoia să... Gol cu Pănici acum. Și forțare. Excelent cu Pănici aici. A știut să se interpună. Marchează rapid. Mingea la Popa. Se vede pe Popa și parada a portarului. Bosu, aruncare bună, dar parada lui Petrila și din nou Petrila. Iese Catrine acolo și rupe poarta Catrine. S-a distanțat serios și gol acum și pentru Amihaiet. Cupărici aruncă, scoate portarul, mingea sare la Cârchea și din nou o intervenție. În lot, Ușanu marcat 10 goluri, el cu gole, și soare, ce aruncare! Aruncare superbă! Aruncare la Mișe! Aruncare acolo de la Șol, dar reține Petrila. Repunere rapidă, Ușanu, să vedem și primul gol! Cel 17 cu Suceava, un meci foarte echilibrat la Constanța. O aruncare excelentă a lui Ramba. Pasă pe pivot și din nou Petrila, excelent Petrila! Maxime, ucrainianul Vazuiului, pasă superbă acolo și Ușanu din nou. Vedem, recuperează acolo Chiracu, viteză excelentă pentru Chiracu, care marchează. Poate să la picioare acum Chiracu, iarăși cu viteza lui și gol. Gol
spectacolul de astăzi. Un public destul de numeros astăzi la Vaslui. Și acolo în colț avem galeria Vaslui cu steagul Vasluiului.